Bine v-am regăsit, prieteni! Azi, pe canalul Povești Judiciare, vă voi prezenta povestea unuia dintre cei mai temuți criminali de pe teritoriul României, Constantinos Pasaris. Să începem! Constantinos Pasaris este autorul a numai puțin de 3 jafuri armate pe teritoriul României, din care unul s-a soldat cu 2 omoruri. Acesta se află în penitenciarul de maximă securitate Gherla, fiind condamnat pe viață. S-a născut în orașul Serez din Grecia, având tatăl grec și mama româncă, însă a crescut în orfelinat, deoarece tatăl său era condamnat la ani grei de închisoare pentru atentat cu bombă în Atena. Se pare că traumele copilăriei l-au făcut să fie o fire extrem de violentă. La 13 ani, a fost arestat pentru prima dată pentru rănirea gravă a unei persoane cu un cuțit în timpul unei tâlhării, iar apoi la 15 ani pentru trafic de droguri. Până să ajungă în România, a fost condamnat în Grecia pentru 18 infracțiuni, din care 5 omoruri, probabil acesta fiind motivul pentru care nu vrea să fie extradat. Între anii 2000 și 2001 a fost considerat unul dintre cei mai periculoși infractori de pe teritoriul Europei, fiind liderul unei temute grupări interlope, el și membrii grupării ucigând 5 polițiști greci. În februarie 2001 a fost arestat de polițiștii greci, însă a evadat. A simulat o criză de epilepsie, iar când a fost dus la spital, 2 membri din clanul său, care posibil au fost români, au deschis focul asupra polițiștilor, ucigându-i și dispărând cu un autoturism Lancia, furat din trafic, sub amenințarea unui pistol. După scurt timp, în august 2001, a fost din nou localizat de poliția elenă, însă nici de această dată nu a putut fi oprit. A evadat din fața 50 de luptători din trupele speciale grecești, iar după acest eveniment, șeful poliției din Grecia și-a dat demisia. După această evadare, a făcut rost de un pașaport fals și a venit în România. Aici a jefuit 3 case de amanet din Craiova, Cluj și București, creând un prejudiciu enorm, ultima tâlhărie soldându-se cu 2 morți. Despre această ultimă tâlhărie am să vă dau mai multe detalii. Atacul a avut loc în noaptea de 21 spre 22 noiembrie 2001 în zona centrală a Bucureștiului, pe bulevardul Nicolae Bălcescu, la casa de amanet Mundi Exchange. În jurul orei 2:30, în casa de schimb valutar a intrat un bărbat masiv și o femeie, care i-au împușcat pe lucrătorii casei de schimb valutar și au dispărut cu suma de 560 de milioane de lei, echivalentul sumei de 56.000 de lei din ziua de azi. Anchetatorilor le-a fost foarte greu să găsească și să ridice urme, spunând că jaful a fost pus la punct în detaliu. În urma coroborării probelor și a informațiilor obținute, polițiștii români l-au găsit pe grec într-unul dintre apartamentele pe care le avea închiriate, iar când s-a trezit cu luptătorii forțelor speciale la ușă, a deschis focul. La scurt timp, a fost imobilizat și încătușat în apartament, găsindu-se 2 pistoale, din care unul marca Colt de 9 mm, iar al doilea pistol cu calibru 7,65 mm cu amortizor și suma de 400 de milioane de lei, echivalentul a 40.000 de lei din ziua de azi. El nu și-a recunoscut crimele de la casa de schimb valutar, cerând să fie dovedite. La scurt timp, anchetatorii au mai găsit într-un apartament închiriat de grec o armă de foc de 9 mm, iar într-un altul au fost găsite hainele pline de sânge cu care a acționat în seara jafului. Odată cu Pasaris, a fost arestată și Mioara Bădilă, de 20 de ani, care era prostituată. A spus că nu a știut ce are de gând grecul, acesta spunându-i că are nevoie de serviciile sale, doar că prima dată trebuie să schimbe bani. De asemenea, a spus că a rămas încremenită când a observat că clientul său a scos pistolul și a tras în cei 2 angajați. De când a fost arestat, nu se mai știu multe detalii despre Constantinos Pasaris, el declarând la un moment dat că ar putea evada oricând, însă nu are unde să meargă. Vă mulțumesc pentru vizualizare, iar dacă v-a plăcut, dați un like, un share pe Facebook sau un subscribe. Ne vedem data viitoare cu un nou episod.